Ucraina luptă a 28-a zi și nu mulți au crezut în puterea ucrainenilor de a rezista. În mod simbolic, când se împlinește o lună de la declanșarea războiului de către Putin, are loc și summitul extraordinar al NATO, care vine cu decizii istorice. Înainte de întâlnirea de mâine, au loc discuțiile informale cruciale și din moment în moment, secretarul general al NATO o să vină cu anunțul momentului, deciziile care ar putea să schimbe cursul războiului. Iar președintele SUA, Joe Biden, se va urca în avion spre Bruxelles, turneu în Europa. Ce face Kremlinul? Reacționează cu amenințări fără precedent. Rusia nu exclude folosirea armelor nucleare și amenință toate țările NATO care se implică în menținerea păcii în Ucraina. O să vorbim imediat despre toate. Țara noastră este direct vizată și după mulți, mulți ani, 20, vine și decizia judecătorilor. Băsescu este turnător, a colaborat cu securitatea. O să vorbim despre toate. Vedem imaginile momentului, imagini apocaliptice care vin din Ucraina, Mariupol. Orașul port este făcut scrum de armata rusă, 10 de blocuri sunt distruse în urma bombardamentelor și a atacurilor cu rachete, iar orașul pare pustiu. Cei care au reușit să fugă din calea dezastrului mărturisesc coșmarul prin care au trecut, iar cei care sunt captivi acolo nu mai au apă, mâncare, cadavrele civililor sunt ținute în balcoanele blocurilor abandonate, deoarece nu se fac înmormântări. Ucrainenii nu se predau, iar Pentagonul spune că deja armata ucraineană a intrat în ofensivă și încearcă să recupereze din teritoriile pe care rușii le-au luat.